Rebecca, o femeie în vârstă de 44 de ani, a recunoscut faptul că și-a ucis soțul, l-a drogat pe bărbat, apoi a ascuns cadavrul timp de 3 zile într-un congelator. Inculpata neagă că ar fi comis o crimă și susține că nu și-a ucis intenționat soțul. Femeia i-ar fi copt lui Noel niște pișcoturi în care a adăugat somnifere, deoarece era nemulțumită din cauza faptului că acesta adusese în casa lor o femeie mai tânără. Cadavrul soțului a fost găsit de poliție. La efectuarea autopsiei s-a constatat un conținut de 69 grame de temazepan, o substanță din clasa benzodiazepinelor utilizată ca tranquilizant și hiponotic cu acțiune scurtă. Rebecca a pledat vinovată de omor din culpă și nevinovată de crimă. Juriul format din 12 jurați a audiat argumentele de deschidere din partea procurorilor. Domnul Glynn a spus instanței că acuzarea va dovedi dincolo de orice îndoială rezonabilă că doamna Payne și-a ucis soțul. Instanța a auzit că apărarea ar argumenta că acțiunile doamnei Payne au cauzat moartea domnului Payne, dar că intenția ei nu a fost să-l ucidă. Aceștia s-au căsătorit în 2006 și a avut 2 fii, dar au avut o relație zbuciumată în anii anteriori morții domnului Payne, a declarat procurorul. Rebecca a lucrat ca îngrijitoare pentru soțul ei, care primea o pensie de invaliditate. Procurorul a spus că există dovezi conform cărora domnul Payne a fost un bărbat violent și autoritar. Perechea s-a separat de 2 ori, o dată în 2008 și o dată în 2012, acesta pierzând custodia celor 2 fii ai lor de fiecare dată. În timpul celei de-a doua despărțiri, domnul Payne a adus în casă o femeie mai tânără pe nume Minnie și a început o relație cu ea. Când Rebecca s-a mutat înapoi, Minnie a rămas în casă și Noel a avut o relație cu ambele femei. Procurorul a precizat că Rebecca a fost nemulțumită de comportamentul soțului ei în anii care au precedat crima, inclusiv de situația cu Minnie și de modul în care acesta și-a tratat fiul vitreg. Inculpatei i s-a prescris un medicament cu temazepam pentru a o ajuta să doarmă, iar procurorul a dezvăluit că pe 1 septembrie 2020, ea a pisat mai multe pastile al acelui medicament și le-a pus în glazura a 2 pișcoturi, relatează rotalianul.ro.